Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip cu Ranch Simulator. Suntem aici cu Benny în continuare și hai să-l salutăm pe om, dar dacă ajung și pe Discord. Bun, salutare, Benny! Salutare, salutare! Știu că dorm aici. Meanwhile, ați văzut că s-a și făcut zi. Am zis că să începem frumos pe zi, ca toată lumea să vadă soarele astea. Uite, uite cum cade soarele pe munți. Zici că suntem în Grecia aici, uite-te și tu puțin. Numai că nu e apă. Hai zice că în România, suntem în România, mă. Mai frumos, că în România chiar avem munți din ăștia frumoși. Chiar recomand România pentru munții, e bestială. Bun, și a rămas la trecută că am împărțit firma, că am făcut acest drum mirobolant. Dar nu vreau să-l lăsăm așa și vreau încă din prima să-l și colorăm. Așa că o să facem ca un fel de străduță. O să punem aici un alb și pe margini gri. Să-l facem așa frumos. Benny în continuare aduna lemn, pentru că probabil o să-mi trebuiască o groază. Deja avem aici, uitați ce frumos stau ăștia. Dar stăm așa în câmp, în liber. Bă, când plouă, ne face praf ploaia mașinării ăștia, mă. Deci scriar clar trebuie să facem și un punct de lucru, dar încă sunt indecis dacă să-l facem în fața casei sau să-l facem în lateral, pentru că poate înalt prea mult și ia din vederea casei, nu știu, vedem. Oricum aici clar nu o să vină, deci în perimetrul casei sau vederii dinspre intrare, nu o să vină nimic decât curte și după aia o să vină hambar sau chestii de genul ăsta, în așa fel încât să rămână frumos priveliștea mișto când intrăm în fermă. Bun. Păi Benny, iei tu mașina aia și vin și eu cu care? A mea. Pick-up-ul ăsta? Da, doar că decuplezi remorca, probabil. Da, da, da. O iau și-o pe aia micuță și mergem să luăm... Bine, că poate... Asta e așa, că ăștia trebuie să le pun jos. Stai că eu am aici niște chestii pe care nu trebuie să le iau. Stai că pe asta trebuie să o alimentez. A, păi bag-o lângă cisternă. Bine că are... avem cisterna. Bă, frate, deci cisterna aia e mirobolantă. Bun, ăștia nu știu ce o să fac cu ele. Clar, uite, ar trebui să facem și undeva să stocăm chestii, nu? Dăm punctul ăla de lucru, că ar fi frumos. Da, păi, bun. Facem undeva acolo. Hai să mergem unde trebuie să mergem. Mergem la hardware store, că de acolo parcă se cumpără vopseaua. Și cred că o să luăm... Oare câtă vopsea o să ne trebuiască? Parcă, din câte mi-aduc eu aminte când jucam Range acum un an... eu uite-mă că ai făcut ăștia, ce bine că l-ai făcut, că nu mai erau făcute, că nu sunt salvasă. Din câte țin eu aminte, dintr-o vopsea, dintr-o cutie de-aia vopseam destul de multe lemne. Nu? Nu știu, sincer. Uite ce melodie vedem. Frumoasă. Ce melodie asta, mă, cață? Unde trebuie să mergem? Unde trebuie să mergem aici? Da. La hardware store. Ai dat cumva de pământ sau mi s-a părut mie? Bă, nu mai strica mașinile, bă. Stai că nu cred că am luat-o bine. Stai, întoarce. Dă-i cu spatele aici, acum nu ne vede nimeni. Hai, hai, du-te tu că ai mașină mai performantă. Eu mă uit aici așa. Eu conduc de la... Bă, pe aici, mă. A, s-a dus Benny al meu. Conduc Benny de la... Apasă V și conduc cu V, ia. Dar eu, deci, aici... bine că cumva are dreptate că sunt mai înalt. De asta trebuie să mă uit jos așa, dar eu n-am kilometraj, mă, ești nemul. A, ba da, mă, am, nu știu ce e presiunea. Așa pare că e presiune, dar cred că e kilometraj. Și... nu știu ce e aici. N-am semnalizat, nu nimic. Frumos aici. Headerul nostru tot aici. Păi da, vino tu cu combina și stai 5 ani. Într-un live, știi, într-un live că n-ai ce face. Dăm frumos cu spatele, ia uite. Bă, dar nu puteai, bă, să nu dărâm gardul. L-am dărâmat? Nu știu, la mine nu. Păi nu, că nu l-ai dărâmat, dar ai dat în el. Dărâmat. Bă, dar înainte, prima oară când s-a făcut această clădire, pe vremea când jucam și Orange, atunci mai demult, nu erau toate lucrurile ăștia aici, corect? Adică eu cel puțin nu-mi amintesc să fi fost ăștia. Da. Ia scrieți în comentarii dacă voi vă mai aduceți aminte înainte când a apărut prima clădire, prima hardware. Și ăștia, de exemplu, fierătanile ăștia erau? Eu cum le văd? Ce frumos sunt legate aici. Bun. Hai să... De aici se cumpără parcă, nu? Bun. Ei, uite, mă, ce frumos și pot să-mi aleg ce gri vreau, mă. Prima oară, albul.
albul, cât să luăm de alb? A? Cât ai zis că faci o găleată de aia? Păi nu știu. Să luăm 10 cu 10, 5 cu 5? Ia 10 cu 10, da. Și dacă ne rămâne, mai avem de... Dar cât costă una, că nu văd? E... Vreo 40 și ceva? Arată... Și ba, 40 de dolari. Da, nu? 40 de... Cât te-am luat? Poți să iei afară să-mi spui mie cât te-am luat, că eu am tot apăsat. Afară ți le dă? Da. Păi... Nu ți le dă afară. Păi și unde mi le dă? Ți le dă aici, în... Ți le dă în aparatul ăsta. A, serios? Vedem cât da, te-am luat atât. Ai luat 4 până acum. 4? Vezi că ți le dă aici, sub ecran ai o ușiță de... Lol, mă. Acolo ți le dă. 4. Hai mă să luăm 5 cu 5, mă, Beni. Și dacă e mai luăm, că mi se pare mult 10. Ok. Așa. Nu știu cât îți ia pe una aia faza. 40. Și acum ce gri să fac eu? Un gri mai închis, un gri mai deschis? Tu ce părere ai? Ca să dea având bine. În vedere că faci strada, da. Puțin mai închis, zic eu. Sau? De fapt, e oricum închis de la joc. Ia mai deschis. Că... mai rumă. Mai rumă, gen, efectiv. Plouă foarte des și întuneric. Iar mai deschis. 7A, 7A sau 7-9, 7-9. Cum ți se pare mai frumos? Hai că le și știu așa după cot. Dar mi se pare că sunt identice. Hai să luăm așa, ia vezi. Ți arată pe cutie cum arată? Hai, stai, așteaptă. Nu prea, ăla e. Ba da, uite. Crezi că e bun ăsta? Acolo. Eu zic că e bun. Nu știu, hai să luăm 5 de ăștia. Vrei mai deschis sau? Avem 3, 4... 5. Bun. Ia uite, mi le băgară pe toate în aparat. Lol, mă. Da, ți-am zis. Gata, și se închide aparatul, fii atent. No. A, tu poți să-și albul la tine? Și așa, ca păi să împărțim da. Frățește, cum s-a spune. Dacă tot am venit cu două mașini. Să nu ne supărăm. Păi eu am zis că or fi mai voluminoase, că luăm cu sute, miliardele de... Am gata, numai sunt. Așa sunt toate? A, mai una. Bun. Well, păi, na, tu poți să te duci acasă deja, dar poți să lași gardul aici când pleci. Bunite. Bă, dar condu-mă și tu regulamentar. Ia să vedem dacă poți conduci regulamentar. Ia, stânga, hai, semnalizează stânga aici. Hai. Mamă, dar mi-ai pus o fână, fii mi-ar scârbă de tine, că după eu îți dau asigurare acum, că eu nu ți-am predat distanța. E, lasă, că eu am cârbigul. Eu zic să conduci regulamentar. Bă, păstrează-ți banda, mă. Stai nici că nici eu n-am păstrat. Stânga în față, nu? Stânga în față, mai rupt, efectiv. Stânga, mă. Era... Stânga trebuie. Da, hai, lasă, că mergem așa acum. Hai, bă, alo, unde te crezi pe Maidan? Pune mâna și mergi în față acum. Păi stângi aici. Am și eu întoarcerea din 3 mișcări. Întoarcere, da, de permis. Da, care să fac. Ai văzut cât de repede am ajuns pe aici? Ai văzut dreptate tu. Aparent, da. Nu, vezi? Voi să te întorci neregulamentar. Oricum o făcuse deja. No, bun. Bine, am mamă, am crezut că mi-ai oprit în față iar. Nu, că merg, numai ai grijă. Cască nu știi data cât ăsta ai grupul meu, da? Ai grupul meu, cele mai bune cursuri acolo de programare. Tu cine nu știe? Ia să vedem. Bun. Deci eu am griu. Hai să vedem cum e griu ăsta, ia. Și cum îl pun. Așa. Nu. Așa. A, E, apăs E, stai. Încep să pun albul? Bă, ăsta e cam prea descris, cred că, bă. Ia da, tu pune albul, dar hai de aici. Hai să de aici, stai. Ce părere ai? E prea deschis, este? Cred că e prea deschis, mă. 5, 6, 7. Sau, parcă cu... Pe măsură ce face albul ăla, parcă e mai bine. Bă, da, alb. Am luat canilă 5. Aaa, păi stai, mă. Ce? What? 20 de utilizări are fiecare cutie de asta. A, de vopsea. Superb. Chiar și scrie pe ea. A, scrie pe ea.
Gine îți dă 20.000 de ore. Lasă-mă, eu sper că mi-ați scris în comentarii acolo pentru cine a fost atent. Hai că fac și eu cu asta. Ia, făi, că eu cred că termin cu ăla tu. Dar hai că e mișto cu ăsta, a? Pare așa. Mie mi se pare sincer prea deschis, voi ce părere aveți? Să luăm mai închis, că aparent din 2, 3, cred că din 3 ne trebuie. A? Nu. 4, mă, fii atent că ne trebuie 4 de ăștia gri. Mamă, mă orbește albul ăsta. Las că am luat eu. Te orbește albul ăsta? Mhm. Să facem un alb mai închis? Tot așa spre gri? Da. Nu, cred că e lumina, cred că am lumina prea... Să fac ovor roșu? Da, ce da. Zici dacă fac ovor roșu? Cum ar da cu roșu, oare? Să facem așa cu roșu pe aici. No, bun. Hai să facem și garajul, să-l începem cel puțin. La garaj, parcă aș face un gri totuși mai închis. Nu știu ce să fac, aș lua griul ăla mai închis. Mai închis. Ia, de ce nu merge? Alo? Iar nu mergem aici? Nu, eram eu prea aproape, cred. Deci la garaj, parcă noi am stabilit că o mașină e lungă de două pătrățele de ăștia. Da? Și ca să nu fie până mașină, aici, lăsăm da. O pătrățică aici. Și aici ar veni o mașină. Și sunt una, două, trei, patru, cinci mașini aici. A? Cinci, aproape cinci, că... Am văzut că mi-a scris în comentarii cu cortul că nu se ia. Aie! Ce să facem, mă? Ăsta-i cortul. Până unde să le facem, oare? Cred că de ajuns garajul ăsta, așa? Uite, îl facem așa ca să cuprindem și cortul în garaj. În caz că ne e somn în garaj. Să avem cortul aici. Bun, și ăsta de aici dacă nu se avem poate pune. Mașini. Bun. Cam asta e. Ce să facem? Ăsta e cortul. Hai să încercăm să și punem... Ia să vedem. Și cât... Eu aș face un grid închis aici, nu știu. Aoleu, dar stai că ăsta trebuie să punem mult, văd. Aici intră. Aici... Ai, vezi? Deci ai făcut... Bă, stai mă, cum opresc mă radio-ul ăsta, mă, că ți-aș gura, da. Cum mai intră una pe... Una pe pătrat? Nu, nu. Dar tu vrei și garajul tot gri? Bă, nu pot să opresc radio ăsta, mă, stai că dau râd la flip. Păi, imposibil, eu duc mașina asta de aici. Mă, nu știu, eu n-aud. Ia și cânt aici și lasă-mă în pace. Are treabă, mă, ce ai? Mama, am crezut că încă o aud de aici, deci urmam, nu cred, nu veneam să cred. Pune aici, că am pus eu, ai. Bă, deci eu aș vrea, uite, ăsta ar merge să fie mai deschis aici, în garaj, și trotuarul să fie mai închis. Bă, am luat și 5, bă, ți-am spus-o că nu e idee bună. Eu cred că mă duc să mai am încă 5 de green keys. Doar să vedem cum dă. Da, cred că ar da mai bine gri mai închis. Nu? Pe stradă. Și se iau da, și da. Roșu? Roșu. Eu cred că merge un gri închis sau chiar negru ca să zici că ăla e trotuarul. Știi că trotuarul de obicei e mai negru, cu smoală, cu alea, cu nebunii. Zic eu. Aici ar trebui să... construim și niște pereți, ia să vedem. Wall, dar wall-ul ăsta are și cu window. Așa, ăsta. Și să facem așa, gen? Aha, fă-i tu așa cu cortul lângă noi. Cum facem cu cortul ăsta? Că nu-mi dau seama. Să-l facem așa, pur și simplu? Mi s-ar părea... Cred că cam urățel așa. Există cortul în casă, frate, deci mi-ar scârbă de el de cort. Dar n-aș vrea să facem intru. Eventual îl mascăm, gen. Facem niște pereți să-l mascăm. Păi da, dar eu asta vreau să zic că dacă îl mascăm, nu știu dacă e bine. Ia să ne... Aici mai merge să fac gard? Ah, merge. Bine, da. Îi
repetiție aici nu mai merge. Why? Pentru că... Așa. Da, ai din... Dar stai mă că o să meargă cu garbă. O să putem să-l închidem aici cu gard. Cu ce o să meargă? Uite, îl închidem cu gard. O să facem gard pentru cine, ce va fi aici, ce animale vor fi aici. Uite, vezi? Am făcut un gard. Și o să fie așa cu gard. Na. Și ce să fac? Deci e foarte... Aș... să... Bine, după ce am făcut tot ăsta, mă gândeam să facem garajul partea elaltă. Da, da, acum sigur. Las că nu mai facem, mă. A, de-aia stai mă puțin. Bine, cam... Stai așa puțin, că acum îmi dau seama. Ăstea... Ce? Ăsta aici nu trebuia să fac aici. Stai așa, ăștia n-au ce căuta aici. Acum îmi dau și-o seama. Că practic aici e intrarea. Și nici aici... Așa, cam așa ar fi, de fapt, și de drept. Da, și pe aici este drumul pe lângă parcele. De fapt, așa am vorbit data trecută. Și asta înseamnă că pentru a face... Unde e? Așa. Pereții garajului ar trebui să fie, de fapt, și de drept, așa. Și am putea, pentru că e cortul ăsta pus mai... În drum, să facem așa și aia e, nu? Păi da, 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 stai și cum intri? Unde intri? În garaj. Cum adică mă, Beni? Păi de aici ai făcut drumul, nu? Ca și intrare, cum ar veni. Ăsta e drumul de parcele. Aici e garajul ăsta. A, dintre parcele. Dintre parcele, da. A, ok, ok. Aici o să fie dita mai graj. Vrei să fac o poartă aici? Să fac și o poartă aici, Beni. Nu, nu. Dete că sparg, na. Că fac poartă lui Benny, că n-are loc să intre. Unde e, mă? Ala cu poartă. Na, mă, Benny, e bine așa? Vrei poarta mai încoace? Cum dorești poarta? E bine, e bine. E bine așa. Bun, mă bucur că... mă bucur că ești fericit, Benny. Ia să vedem. Și pe ai... Op, am crezut că l-am pus invers. Și facem ceva de genul ăsta. Vedem, mă, punește-te cu ăla. Bun. Crezi că e destul de mare... Da. A, dar ce-am făcut aici? Păi ce avem de băgat aici? Un răhățel aici, stai așa. Pick-up, ATV-urile, tractorul, nu. Duba. De fapt, aici n-aș vrea să mai pun. Aici nu vreau să mai închid. Tocmai de asta ca să putem să intrăm cu mașinile. Aici avem? În spate? Da. Aș vrea să las deschis, ce zici. Nu știu dacă avem porți ăștia de mașini mari să se deschidă. Păi atunci îl faci... Aba, da, ia stai. Wood gate. Îl faci deschis în ambele părți atunci. Dar nu merge. Fie că nu merge să-l pun aici. Nu merge. Probabil să-l pentru pun. Că e ridicată platforma asta. Păi și wood gate-ul pentru... Ce? Ia, wood gate frame. Iete-te, bă, na. Putem să punem, mă. Uite, ceva de genul ăsta. Și... A, da, așa, să da. Facem așa. Dar nu... Da-ți mai trece gen aia. Dubița mai trece? Camioneta aia. Păi, e ia de s-o două, aduc, eu cred că e de una întreag. Da, e de una lată, nu-i așa? Trece sigur. Oricum, păi aici... lată, lată, înaltă. Da, ai dreptate tu. Stai că vin eu acum. Trebuie să da, dar trebuie să și facem una ca să ne dăm seama și pe aia o distrugem dacă e. Stai așa să fac rampa. Vezi? Nu încape, uite-te. Am înțeles. Bă, nu mai puteam de astea. Ți-am spus să aștept să fac rampa, for fuck's sake. Du-te și a lemne. Mamă, și nu mai pot să o pun sub. Fii mi-ar scârbă de tine, Beni. Că nu asculți deloc. Ia, gata, am făcut rampa. N-am auzit. Perfect, tu du-te și alea acum. Lemnele. Lemnul? Da, hai că vin și eu cu tine. Vin și eu cu tine că vreau să le pun. Și facem tot frame-ul ăștia, vedem de la capăt. Într-adevăr, nu cred că... Vrei cred să că... facem tot în spate? Nu, facem una. Doar frame-ul, doar frame-ul. Doar, da, doar una. Da. Bă, Beni. Bă, da, bonus. Ești bun rău. Beni, păi și tu mai întâi. Te rog eu frumos. Stai să o mut, stai să o mut. Asta, asta vreau să faci, atât.
Muto, da, acum muto că poți. Că ți-am făcut de ăsta jos. Așa. În spate cu ea. Bun. Stai puțin, stai puțin. Așa. Stau, stau. Așa. Așa, bun. Pune în frame. Te-am mâncat. În frame. Aici mă dai sus, că sunt două din trei fimi ars. Dă-mă mie Nu e... ălea. A. Așa. Și acum, Doamne. și acum ia. Trece, du-te și ia mașina și trebuie să te văd ea. Nu trece, nu trece partea aia din spate, vezi? Deci nu trece. Uite-te că e înaltă rău. Deci nu punem, ce să mai. O las-l deschis de tot și gata. Da, O dar aș lași fi vrut. deschis în ambele părți. Aș fi vrut să facem măcar un acoperiș, să fie frumos. Acoperiș facem, evident. Dar... Era ala. Bun, Na. aici. Ai Așa. înțeles. Și acum cum se face acoperișul? Ia, deci să facem așa. Așa, 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 și așa. Iar aici, așa, așa, aici cum fac? Cum spuneți voi cum pun eu aici acoperiș? De fapt, cred că am o chestie de aia, cred că știu și eu. Stați așa puțin. Facem așa. Op, pus greșit. Facem așa. Haide mă. De ce nu mi-o ia? Așa, bun. Așa. Și așa. Bun. Iar aici, știu că parcă văzusem laterale. Ăștia. Așa. Bun. Așa. Bine, și ăsta ce fac cu ele? Că mai ce fac cu ele? Cum le pun eu oare? Există laterale aici care, pe care să le pun? Că o să bată vântul pe aici. Aici oare? O să pun ceva aici? Nu mă las. Da. L-am gândit-o bine puțin aici. Short wall. Nu cred că. Asta. Ce naibii? Ce mi s-a întâmplat, mă? Alo? Așa, mă. Și ăsta... Da. Nu știu cum o să facem aici. Aici, pentru că vine treaba asta așa. Cred că... A, știu, gata. Am, gata. Era și logic de altfel. Astea trebuie să le mai ducem încă o dată cu un de ăsta normal. Un zid normal. Pac, pac. Și de aici. Bă, dar ce are mă camera asta? Și de aici tragem Mamă, da. ăsta. De aici trebuie să mă sui pe... A, și facem asta să le facem pentru amândouă ca să dea bine. A, dar cum pot eu să mă sui pe asta? Mi-a dus și mie, te rog frumos, cealaltă mașină, Benny, dacă se poate, dacă bine voiești, dacă crezi că... Hai, lasă. Da, asta parcă nu mi se mai pare un grill așa deschis acum. Mă, știi care e treaba? Eu îmi dau seama. Când e nouă orat, ăsta pare foarte închis. Când este frumos afară, pare foarte deschis. Nu ți se pare? Unde e mașina asta? Doream eu să o iau. Să mă sui pe ea ca să pot să-l fac. Și o să fie în ambele direcții. Uite așa. Și așa. Hai te rog eu frumos. Bun. Așa. Și aici te rog. Intru în mașină iar. Așa, bun. Așa. Bun. E, și pentru că aici am făcut așa, va trebui, pentru a fi estetic, frumos, așa, să placă ochiului,
Va trebui să facem același lucru și în această parte. Bun. Deci începe să fie noapte. Da, trebuie să dormim imediat. Nu, că numai bine că încheiem și aici repejor. Unde este udul ăsta și ăsta. Și aici o să facem ăsta, nu? Pus așa. Haide, mă. Am făcut eu ceva bine iar? A, că ăsta iar e în dreapta. Ar trebui să facem încă unul în exterior aici, dar nu cred că se poate aici. Bun. Asta ar fi dat bine aici, dar ar trebui să facem și aici așa un fel de magazie. Să facem așa, dar aici ar trece doar 3 mașini. Nu știu, hai că ne mai gândim și venim în episodul următor. Până atunci puteți să lăsați și voi idei, pentru că așa cum am zis, eu mă uit peste comentariile voastre și dacă veniți cu idei bune, atunci o să le implementăm. Așa că vă aștept în comentarii voi cum ziceți să facem aici să arate cât mai bine garajul. Eu zic că să-l facem mai înăuntru și partea asta, știți? Și aici să fie o magazie, aici ocolim cortul și aici să fie o magazie cu ușă frumos. Nu știu, zic, cred că ar fi interesant așa, mai ales în garaj. Și cred că ar da mai bine și cumva s-ar uni pe mijloc și cele două acoperișuri. Zic că ar fi mai interesant așa. Nu știu voi ce părere aveți, vă aștept în comentarii. Până atunci, pace și iubire la toată lumea. Vă mulțumesc că ați fost cu noi până la final. Și ne vedem în următorul videoclip. Ciao, les! Pa, Beni! Ciao, ciao!